Vorbiți, domnul Sturz, la Cala Severin. Mulțumesc, sărmâna. Bună seara. Bună seara, doamnă. Doamnă, am o problemă. Am o problemă. E o familie care am înțeles că de duminică n-am mâncat absolut nimică și mă gândesc că până mâine foarte târziu, dacă puteți să trimiteți un echipaj să le duceți ceva de mâncare, nu știu, o pâine, o conservă, o ceva să mănânce, doamna este grav bolnavă, este paralizată pe pat, oamenii ăștia de duminică n-au mâncat absolut nimică și eu nu am cum să-i ajut, eu să aici în județul Sălaj și sunt în Cala Severin. M-am gândit că... Dar de ce spuneți că nu au mâncat nimic? Ce s-a întâmplat cu ei? Pentru că nu au, doamnă, și doamna fiind paralizată, domnul nu mai poate să meargă să muncească, are grijă de ei, iar primăria nu le-a dat acei bani, banii care trebuie să-i primească domnul fiecare lună pentru hrană, pentru tratamente, pentru tot. Și nu mai au niciun bani, nimic. Să vorbiți cu poliția și ambulanța Caraș, bine? Să dacă rog, se poate să le ducem ceva de mâncare, ceva. Vorbiți întâi cu... Alo? Alo? Să trăiți. Da, poliția, spuneți-vă, ce s-a întâmplat? Domnul, nu știu, am sunat prin 112 ca să cer un pic de sprijin pentru această familie. De duminică n-au mâncat nimic, n-au niciun ban în casă. Doamna este paralizată, este bolnavă și n-au primit banii ăia care se dă de la primărie. M-au rugat frumos, eu n-am știut că e situația atât de gravă, eu știu de dâns și de două zile aproximativ, dar acum vorbind cu dânsul pe, cu omul respectiv pe grup, că eu am un grup, eu cu așa ceva mă ocup, și l-am întrebat frumos, domnule, spune-mi sincer, te rog frumos, când ai mâncat ultima dată și spune de duminică. Și atunci am zis că dacă m-am gândit eu că dacă sunt prin 112 la poliție, că acum la ora asta, unde să cer eu sprijin și ajutor, m-am gândit că poate prin sprijinul dumneavoastră, a polițiștilor, puteți să mergeți dumneavoastră, nu știu, să trimiteți un echipaj, să ducă o pâine, ceva, conservă să mănânce, n-am mâncat de duminică nimică și, doamne, aia am înțeles vreo 16 pastile în fiecare zi. Numai ceai bea, atât, altceva, nimică, nu au nimic în casă să mănânce. O zi, două, până pot eu să reușesc ca să fac eu ceva ca să pot să-i ajut, dacă se poate. Unde locuiesc, deși? Comuna Forotic, satul Comorăște, strada Bisericii, numărul 42, și am un număr de telefon 0745781033. Chiar acum am vorbit cu dânsul, eu le-am luat datele pentru că eu vreau mâine să ăsta și după aia l-am întrebat frumos și când mi-a zis că de duminică ei n-au mâncat numai bea ceai, vă dați seama că m-am cutremurat și am zis, bă frate, deci nu pot să lăs oamenii ăștia așa indiferenți. Și am sunat la dumneavoastră acum să vă cer sprijinul dacă s-ar putea face ceva pentru ei. Bun, eu o să iau legătura cu polițiștii de acolo din zona să vedem cu ce ai. Să le ducă cât de cât ceva, este cutremurător așa ceva pe mine, m-a cutremurat, vă spun sincer, vă rog frumos, hai să facem ceva, nu costă mult așa. Dacă e nevoie de mai multe detalii. Da, vă rog frumos, niciun fel de problemă. Bine. Mulțumesc din tot sufletul, să trăiți. Da, am încercat să sun la poliție pentru această familie să îi ajut. Este, după cum vedeți, este ora 21:39. Să spun omul că n-am mâncat nimică de duminică, numai bea ceai, este îngrozitor. Sper ca bunul Dumnezeu să facă în așa fel încât acești polițiști să meargă să le ducă ceva de mâncare. Alo. Da. Bună, Gabriel, băiatul care ați vorbit mai înainte. Ați reușit să faceți ceva? Ați găsit familia? Acum ne ducem că am fost la un alt apel, am vorbit cu domnul și ne așteaptă în clinică sau el. Bine, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Seară frumoasă. Da, eu din Zalău vă sun. Da. Acum suntem pe drum în 5 minute. Am luat legătura cu el, ne așteaptă omul drum. Bine, vă mulțumesc frumos și... Să vedem ce putem face, că vă spun, la ora asta nu... Numai mâine, autoritățile locale, primarul, să ducă ceva de stat. Bine, vă mulțumesc frumos pentru tot sprijin. Sănătate, numai bine.
Alo? Am ce scuze, domnul Gabi, că vă deranjez. Nu, nimic. Acum au plecat de aici o domnișoară publicistă și un domn policist. Da, datele și îmi schimba rău că nu mai găsesc nicării deschis și mi-a lăsat 20 de lei să-mi ies dimineața să-mi iau ceva pâine și ceva să mâncăm dimineața. Da. Mie mi-au zis că o să ia legătura mâine cu primăria, deci cu primarul și cu poliția locală ca să vă aducă mâine ceva de mâncare. Când mi-a zis mie că de ce n-am mers la primărie și așa, am spus, am fost, am cerut domnul viceprimar, am promut până vin și mie banii, că trăi, mi-i dă. Da, da. Că n-are și atunci unde să mă duc? Am stat liniștit în casa. Până ați văzut dumneavoastră, până cază și de unde ne cunoaștem, că de cât mă cunosc cu dumneavoastră, că nu știu ce, că nu știu cum și... Am dat detalii, am spus, nu, pagina de socializare. Am discutat cu dânsul, am postat că nu mai pot, mai... Pentru mine e cum e, dar pentru soție, că ia să ieși o pastile. Și a zis că da, o să-l sunăm și noi. Pentru noi se spunem că am venit la dumneavoastră, să-l suna și dumneavoastră, păi chiar m-a rugat domnul să-l sun, să-i spun. Mm-hmm. Am vorbit cu ei, că i-am sunat eu, să văd dacă a ajuns și am vorbit cu ei și au zis că n-au găsit absolut nimic deschis pe acolo, dar o să vorbească mâine cu primarul și cu cei de la poliția locală să vă aducă tot ce aveți nevoie. Mi-a lăsat noi și ora s-a dus în spate, acolo, de până în spate și eu o tară de mei și le-a dat 20 de lei să vin. Doamna polițist? Da, doamna polițist. Da, da. Noi vă mulțumim din suflet și dumneavoastră și... N-aveți pentru ce. Mă bucur că v-am putut ajuta cu atât și... Mâine să mă sunați, să îmi spuneți ce... ce s-a rezolvat, că așa mi-au zis mâine, că mâine o să... Mâine pe la 10 trebuie să mă duc cu soția la doctor. Eu a devenit de nedeplasabilă de anul 2021-2022. Și cu copil să iau o adeverință de școală să facă online. Da, da. Că nu am făcut vaccinul și nu știu dacă o să facă copilul vaccinul și atunci solicit online, că și anul trecut tot online am făcut. Bine, domnul, vă las să vă odihniți, ne auzim mâine. Mulțumim frumos, o seară binecuvântată. Pentru puțin, pentru puțin. Doamne, nimic de mâncare, abonamentul este de 50 de lei. Diferența banilor erau pentru... mâncare. Mi-a lăsat și un mesaj vocal. Bună ziua, domnule. Aici este mesajul care l-am primit de la domnul Gheorghe Botgros. Cu soția dânsului care este bolnavă și m-a rugat frumos să-l ajut. I-am cerut un număr de telefon, după care nu l-am mai sunat pe număr de telefon, l-am sunat pe cameră, am vorbit cu dânsul vreo 5 minute, cam așa. L-am adus pe un grup privat pe care l-am eu, ca după aia să mă roage frumos să-i dau 300 lei, pentru că nu are să-și plătească abonamentul la telefon și nu are nimic de mâncare, abonamentul este de 50 de lei. Diferența banilor erau pentru mâncare. Mi-a lăsat și un mesaj vocal. Bună ziua, domnule Gabriel. V-am trimis un mesaj mai dimineață, nu știu dacă l-ați citit. Puteți să mă ajutați cu un prumut până data de 10, când ne iau și bani de la primărie. De 300 de lei, să am și de mâncare, să-mi achit abonamentul, că azi e ultima zi la abonament și nu am posibilitatea să-l achit. Și în 10, când primesc banii, mi-i pun înapoi pe adresa care mi-i puneți. Mulțumesc, o zi bună, vă doresc. Domnul m-a cerut 300 de lei cu un prumut până primește banii, banii care îi ia de la primărie, pentru că soția dânsului este foarte grav bolnavă și azi că mi dă înapoi în momentul în care va primi banii de la primărie. Normal că eu nu
aștept să-mi dea banii înapoi. Eu i-am lăsat mesaj cu să trimit mesajul dânsului pe grup și să dea numărul de cont, dar dânsul l-a pus aici, după care l-a pus și pe grup. Vi-l arăt și vouă, numărul de cont, numerele de cont. După care mi-a mai lăsat câteva mesaje, iar aseară, în jurul orei 21, deci la ora 9, am sunat pe grup să vorbesc cu oamenii pe grup, să încercăm să-l ajutăm. A intrat și dânsul și am vorbit cu el. Și l-am întrebat când am mâncat ultima dată și mi-a zis că am mâncat duminică. Am rămas șocat. 3 zile să nu mănânci, dar și m-am gândit și duminică ce a putut mânca, dacă el nu avea ce mânca în casă. Și atunci am închis pe grup camera și am sunat la 112 pentru a cere sprijin acestei familii. Iar cei de la 112, normal că au cooperat și au încercat să facă tot posibilul pentru a-i sprijini și a ajuta. Și vreau să le mulțumesc acestor polițiști din Calea Severin și din comuna respectivă unde stau dânsii, unde stă această familie, că nu au refuzat rugămintea mea și s-au implicat pentru a-l ajuta. Haideți să încercăm să ajutăm fiecare cu cât putem această familie, deoarece are mare nevoie de noi. Această familie stă în județul Calea Severin. Vedeți aici adresa dânșilor și numărul de telefon. Iar doamna are atac vascular cerebral. Deci, gândiți-vă cât de grav poate să fie. Doamna este pe pat, nu poate să vorbească. Eu cred că dacă ne implicăm fiecare cu cât putem, putem să ajutăm această familie.